Începând cu seara zilei de 7 octombrie, tot ceea ce ține de casa a șaptea, căsătorie, afaceri, parteneriate, contracte, stă sub semnul agreabil al întâmplărilor plăcute, norocoase, provocate de tranzitul planetei Venus prin Săgetător. Pentru niște săptămâni, micul benefic va alunga norii din acest segment. Se îmbunătățesc relațiile deteriorate la un moment dat în căsnicie, se ameliorează o serie de relații care au fost zdruncinate de conflicte sau de evenimente, acolo unde este vorba, de grupuri și colective care colaborează. În sfârșit, și discuțiile pe tema unui contract se pot purta mai lesnicios și mai profitabil. Nu la fel de bune sunt concluziile pe care ni le sugerează tranzitele prin casa a șasea, a muncii, în principal, unde pot să apară tot felul de invidii, de răzbunări, de regrupări de interese ale unor persoane care nu agrează un nativ din zodia Gemeni. De aceea se pot crea și conflicte, se pot provoca situații neplăcute de natură să arunce o umbră asupra calităților personale sau competenței unui nativ din Gemeni. Este nevoie într-o astfel de situație de hiperatenție, de foarte multă onestitate, de foarte multă eficiență pentru a nu permite nici celor mai mici defecte sau neglijențe în activitatea de fiecare zi să se producă, elemente care nu fac decât să creeze argumentele pentru o discuție fără sfârșit atunci când este vorba de o persoană care vânează locul, postul sau postura unui geamăn. Atenție și la tot ceea ce presupune o chestiune de sănătate legat de aparatul genital, de aparatul urinar, dar și de segmentul nas-gât-urechi pot apărea tot felul de infecții, inclusiv revenirea la niște boli care păreau oarecum epuizate, vindecate. Iată că nu este așa, vechile sinuzite pot acum să își facă de cap, otitele, infecțiile la nivelul laringelui și faringelui pot să creeze niște zile neplăcute unora dintre aceștia. Atenție că planeta Marte se află în casa a treia și le dă destul de mult ghes să vorbească. Pot vorbi cu spor, convingător, dar la un moment dat, această dorință de a avea mereu dreptate îi transformă în niște persoane combative și excesiv de demonstrative, ceea ce poate obosi sau enerva pe unii din preajmă care mai pot și riposta brutal. Beneficiați din plin de prezența soarelui în casa a cincea, va aduce chef de plăceri ale simțurilor, să degustați un vin bun, să mâncați un fel special de mâncare, să ascultați muzică bună, să dansați, să vă plimbați, să cântați, să vă duceți la spectacole, să faceți schimb de idei, să vă îmbăiați în valorile artei. Estetismul și artisticitatea în mod special sunt acum la cote maxime. Vă face plăcere să vă duceți la teatru, la operă, la concert, la o activitate care are un nivel ridicat, fie intelectual, fie artistic, fie spiritual, care reprezintă o formă de îmbăiere a spiritului și de înnobilare a minții. De asemenea, întreaga săptămână stă sub semnul unor chestiuni care privesc un echilibru necesar ce trebuie să se realizeze între pierderi și câștiguri. Nu este o chestiune care ține de banalitatea vieții de fiecare zi, pentru că, așa cum este pentru harta celor născuți în zodia Gemeni, ea este condiționată în principal de felul în care se obțin veniturile salariale.